urmă cu 8 ani am deschis Centrul Educațional Diaconia, care își dorește din toată inima să combată analfabetismul din comunitate, să dea un viitor copiilor și să scoată comunitatea din sărăcia extremă în care se află. Credem că copiii noștri au o șansă pentru viitor și am început în urmă cu 8 ani cu 17 copii într-o singură clasă, iar acum am ajuns să lucrăm cu 125 de copii în 8 clase, fiecare clasă având educatorul ei propriu. Asta se întâmplă de-a lungul unui an școlar, iar în vacanțele școlare, de-a lungul a câtorva săptămâni, oferim copiilor ateliere de meserii în care pot să descopere tainele anumitor meserii care să-i ajute pentru viitor. Vor avea mai multă motivație să lupte pentru școală și mai multă motivație să își dorească să-și atingă visul de a ajunge în meseria care o creează. For some of them, they in the first in the beginning was only the food. Oh, we go to Diaconia and we will receive food. Yeah, with food, we need to do your homework also. Suntem prinși de mijloc, ne putem...